Deci, cum observați, aici este un vas de sânge, noi numim vasul principal și aici avea o stare extrem de severă. Avea dureri de paus, la cea mai mică mobilizare, era nevoie să aibă perfuzii cu coronarodilatator. Aseară am, prin abort femural, printr-un cateter, de la nivel inghinal, am ajuns la nivel originii vasului coronare. Se injectează o substanță de contrast, iodată, care se vede cu ajutorul laserul X și așa ne permite să identificăm sau să nu identificăm dacă are sau nu vreo problemă la nivelul circulației coronariene. Aici s-a dovedit că, într-adevăr, avea o problemă serioasă, observam aici, o îngustare foarte severă, care am zis, deci asta e partea diagnostică, completată ulterior cu partea terapeutică, cum am zis mai devreme, aici este coronara dreaptă, care este micuță, fără leziuni, fără probleme. Observăm că aici am trecut la partea terapeutică, am abordat leziunea de aici, vedeți, vasul principal merge până la vârful inimii, aici se trece cu un ghid, spunem noi, o sârmuriță, practic. Pe el trecem un balonaj care lărgim vasul. Asta este perioada dinainte de stentare, un pic se lărgește un pic locul afectat. Observăm acum nu este așa de îngustat. Aici se implantează, se implanta stentul. Și observăm că după implantarea de stent, aici a dispărut îngustarea care era. Deci,